Salutare toată lumea și bine v-ați găsit la un episod de Overwatch. Astăzi o să jucăm, suntem aici în conferință cu Zedo și cu Evil Ash. Avem 84 de lootbox-uri pe care o să vă zic mai târziu despre ele. Mai multe o să jucăm acum. Pă, pot să intru pe competitiv sau nu? Că nu înțeleg. Nu pot să joc pe competitiv, mergi deocamdată. O să jucăm un arcade. New game modes, new rules, new maps. O să intru în arcade. 6v6. O să intru în 6. Bă, am intrat într-un 1v1, nu, fac. 6v6, mi-au găsit match, cancel și băga-mea și coi ăsta. Mi-au găsit sesiunea de 1v1. Ok. Nu știu unde sunt momentan. Ah, ok. Arcade, 6v6 vreau. Zedo joacă și el. Bă, fii atent. Acum ajung din mașină. Acum din mașină joci. Bă, fii atent aici, când ajunge asta, să vedem ce armă. Uite, mă, are mult, dar știu că ai mușchi, știu că ai mușchi. E că vreau să găsesc un caracter șmecher. Care caracter are un SMG? Zi un caracter cu SMG, bă. Ce înseamnă SMG? Adică mitrarielă, na. Nu mai știu cum se numește. Cum arată Dar măcar? ia-ți-l pe Widowmaker, că e mișto. Gagica aia. Mei. Zarya. Bă, Samba, bă, de găsesc. Ia uite un Nu o găsesc. A, Widowmaker, gata. Continuu. Ia. Bă, ce armă șmecherare. E generare și ele Da, și da. AVP, dar și mitralieră. Când o încarci, zici că-și de la labă, coaie. A, ba nu, de fapt, când mergi, zici că-și de la labă. Ele și AVP și mitralieră. Cum AVP? Da, dacă dai click dreapta ai AVP. Nu merge. Înseamnă că nu era pe Widowmaker. Living game. Leaving Skirish to join the game. Ce, mă? Bă, pot să pun muzică? Nu, te rog, nu fi bolnagiu. Bine. Quiet, nu zâmbi așa, te rog. Te rog, nu pune, bă! Bine, bine. Nu fi bolnagiu. Hai să vedem. În 22 de secunde o să intrăm în match. Și acum fix la finalul videoclipului, când vreau să fac outro, o bagaze de muzică. Dar bag și de-aia cu copiii care se ține într-o secundă. Nu există așa ceva. Ba da. Am folosit multe melodii cu copyright. Hai bă. Sună interesant. Nu, am luat ceva cu arc, bă. Pot să deschid, pot să schimb săgeata de pe E. A, ba nu, și de pe Shift, și de pe E. Hai bă, da, ține drumul și nouă. Vă poți bă bani hap în Overwatch, nu știam de chestia asta. Bani hap. Bă! Bă, melodiile lui Kelo au copyright? A? Melodiile lui Kelo au copyright? Da! What the fuck? Da? Tu ți-ai pune copyright pe melodia dacă ți-i faci-o? Nu știu. Nu știu. Ai frate, dă-ne drumul, bulangiule! Vrei să spun una care n-are copyright? Fără nicio glumă. Ne. Nu, nu Am, vreau, serios. nu vreau melodii, frate. Ok. Bă, dă-te în pizda, mă, te. 4, 3, 2, 1. Și miros, am răgăit așa, cu miros de rădeșa urmă, să -mi da. Am mâncat 7 șorbe. Și tu ziceai că nu mănânci, ziceai că nu mănânci 3 cheeseburgeri sau ce la Caterinca? Am mâncat una în pula mea. Am înțeles, merci. Unde? Jocul ăsta, uite, poți să-i vă primperezi, de ce? Pentru că mai primești câteodată puteri, dar... A, primești puteri supranaturale care vezi... Ai, mamă, ce m-o luat, ești... Bă, ce m-o distrus! Ce-ai mult, te-am iubit, Paraschiva! Oh, da, Paraschiva mea! Ce nume e asta cu aia, Paraschiva? E cel mai strange nume, uite. Ia uite-l pe băiat, hai să-l vedem. Ce-i făcut, nene? Te-ai dus, a? Tu mă mai vezi acum? Da. Aha, noroc. Hai să-l omor și pe ăsta, hai. Te-am iubit, Paraschiva. Bă, mă, fac să predoneze, te dracu. E mort! Șopățel. Am găsit o poză cu Ana Roman, goală. Da, pe dracu. Să dau? Dă-mă pe Facebook. O să mă uit după asta. E unul pe care îl cheamă Santa Claus.
Nu, de fapt nu-l cheamă Santa Claus, never mind. Trimite-mi pe Facebook, serios. Gata. Să fii fiul unei... Bine, coaie, așa, eu am crezut că goală, goală, adică... Aici. A, de parcă nu era goală, goală. Ei, nu, goală, goală, dar așa pot să-mi pus o poză doar cu capul și pus gol, gol, frate. Da, da, ei se vedeau și trițele. Nu, alea sâțe, coaie. Alea e slănină, gratis, nu-i tai porcul de Crăciun cu ea. Peter Parker. Bă. E fain că se trimite pe mail fiecare. Ia uite, deci nu pot să-l dau pe Instagram acum, dar pot să ți arăt așa. Ce mult te-am iubit. Paraschivo. Ți-am zis-o 2000 de ori. Și ca drept dovadă ți-am adus grămadă vreo 3 basculante cu flori. Bascula! Cât de mult te-am iubit, Paraschivo! Te-am iubit, Paraschivo! Bă, închide cu aici, tat! Hai, frate, că nu ți-i copiere pentru netul, să spune. Nu, dar totuși, să stai într-un videoclip, să-i dau un videoclip de CS, știi, și la mijlocul meci de seama de te-am iubit, Paraschivo! Să stai așa lin și să fie un 1v3 scrim versus 3, știi? Și dintr-o dată, și din, știi să fie, știi că există donații în care poți să bagi practic ce melodie vrei tu, ca la Colo. Deci abonatul alegea ce melodie să bage. Știi? Și să bage unul, te-am iubit, Paraschivo, la scrim. Să fie un 1v3 scrim versus 3 și să bage, te-am iubit, Paraschivo. Oh, Paraschivo. Bă, cum o cheamă pe aia cu două pistoale, coaie? Nu. Uai, săraca, au murit. Am văzut cum o cheamă, asta e cel. Dar nu pot să schimb. Ah, cred că o fi ceva game mod care îți schimbă automat astea, bă. Bă, se au sunete macabre și o, astea mai frumos. Ia uite-l, mă aruncă cu de astea. Băiat bine asta. Ia. Atac. Pa, m-am atacat. Am să stau aici ca târfulița și bam, și bam, și bam. Mi-e frică să mă mai duc Paraschivo. Aoleu. Bă, mori, bă, mori! Mori bă, doar! Bă, dacă lasă-l așa se aude? Acum a scos muzica? Da. Nu, nu se aude. Adică se aude mai tare jocul, oricum. Se aude un pic, dar jocul se aude mai tare. Adică eu am jocul dat la minim, dar pe filmare se aude la tare, știi? Am înțeles. A, acum se aude, stai că am murit și acum se aude. Gata, se aude. Stai că se auzea un pic că am murit și nu se mai auzea nimic, știi? Am oprit-o. Ok, mersi. Ești de treabă, dar... E, păi, e fain Overwatch-ul. Bă, vrei să auzi cum doresc motorul sau... Dă-i, dă-i. Ia uite. Coi, dar nu zice nimeni nimic, like, o venit pe la tăga Boris să zică ceva. Nu, mă, dar ce să-mi zică? E mașina mea. E, da, dar n-ai voie așa, trec la ora asta, să auzi așa un turaj de mașină într-o dată, coi, nu e bine. Da, și coi, avea și tobă de-aia sport. Ce? Că avea și tobă de aia sport, de trezesc tot cartierul. Ai vrea? Nu. Putea benzină. Serios, consumă benzină chestia aia? Defeat, e? Ne-am luat defeat, bă, ne-am murit, bă. Ne-am luat muiță. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod în legătură cu... cutiuțele care le avem aici, lootbox-urile 85, ne-a sponsorizat Zedo. Dă ce zici de aia 20 de euro care mi-ai dat? Dă-ne interviu. Salut, frate. Hai, nu fi timid. De ce ne-ai dat aia 20 de euro? Cu ce motiv? Că am câștigat la loto. Da. Ne-a dat tot 20 de euro și mi-am luat câteva cutiuțe. Bine, nu de toate. Am băgat și eu bani. Și avem 85 acum. De fapt, știi de ce ți-am dat bani, e, frate? Nu știu, mi-a dat pur și m-am trezit în PayPal cu 20 de euro în plus și scris acolo, from Ilie Trofin. Mă rog. Vreau să zic. Da, ți-am dat, știi de ce? Câteodată când mai merg pe stradă, văd așa săraci, știi? Și mi-e milă de aici. Da, te-am zis, da, mă, de sărac, prost. Așa, avem 85 de looting lootbox-uri. O să le deschidem, ce mai probabil, nu știu când. De fapt, nu știu când vedeți voi episodul ăsta. Dar vă uitați la episoade, poți să zic 7-7 zile cu case opening, așa că da. Nu pot să dau în fiecare zi banii, vă dați seama. Zetul acolo are o mustăcioară așa care vrea să zâmbească el acolo. Uite ce zâmbești, ce drăguț. El aș arăta, dar mi se închide filmarea pentru că n-am
desktop capture pe unul. Așa, deci sper că v-a plăcut acest episod de Overwatch. Dacă vreți episod în continuare, dați și voi un subscribe la canal. Și la 4200 de abonați o să deschidem aceste 85 loot team box-uri. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!